Bă, rămâne de pomină asta dacă câștigăm, crede-mă. Rămâne de pomină, Robert. Asta rămâne de pomină dacă câștigăm. Ia să vedem acum. Eu acum văd, de-abia sunt la lovitură liberă. Ia. De-abia văd lovitura liberă. A dat un bălări sus. Hai, udă-ți gura. Da, aoleu, era să spargă de cu... Să dărâme pe scărușii. Adă peste stadion. Dobria, numai că mă induci în eroare. Mai comentați și voi, mai comentați și voi până începe repriza a doua. Dragoș de Cuperică, desfă o bere, relaxează-te. Vezi cum faci, mental, pregătește-te pentru meci. Măi, până Bă, acum Robert, ce am văzut serios? Eu în prima repriză, dar au închis bine mijlocul. Au închis bine mijlocul acolo. Ți-am zis, mulțumim, acolo Dobria, i-am ținut pe mulțumim farul, pentru sprijin. acolo i-am ținut pe farul, i-am ținut, i-am închis la mijloc, nu le-am dat să poată să desfășoare, să Alexicu, stai deschidă că vine jocul. Alexicu acum. Hai, să vină Alexicu. Hai, eu mă duc să-mi iau cutie Hai, de bere. Hai, ia o pauză, du-te acolo. Aliuță, că s-a terminat prima repriză. La el acum s-a terminat. La mine s-a terminat meciul, e 2-0 pentru Dinamo. S-a terminat tot meciul la mine. Aici că e 2-0, la Alex s-a terminat meciul. Pauză! Ia zi, Alex! Ia Mi-e zi. Frică de schimbările care le va face Copici. Ascultă ce spun! Băi, mie îmi place că joacă la Milanov, văd că joacă bine. Au jucat toți bine legat. Singurul care a obosit rău de tot și asta e Patriche, dar e acolo. Băi, Boșoroc, bă, ce să-i facem? E bine, dar... e bine, Bogdane, e bine. Ascultă ce spun, dacă face ai schimbări tâmpite... Tot Amsterdam, trebuie să-i ungă gâtul, coarda vocală aici. Ascultă-mă, dacă a făcut schimbări tâmpite și pierdem, mâine dimineața am luat primul avion și am plecat. Ai cuvântul meu de om. Terminăm-o și tu, băi. N-are deci mă duc direct la el. Bă, omule, mă duc direct la el. Și vorbesc numai în germană. Și că Alex a văzut meciul pe Voio. L-ai văzut, da? Băi, a plătit omul, l-a văzut pe Voio, e 2-0, vă spun de pe acum scorul, ca să știți. Alex așa azi, l-a văzut. Deci tu nu mă crezi, în noaptea asta sunt la muncă și dacă a făcut toate schimbări tâmpite, mâine dimineață mi-am luat crank înseamnă medical. L-am sunat pe totul și am plecat direct în țară, direct la el, că asta, că văd că vine și Aliuță în live cu noi aici. Hai să fie victorie, să fie 3 puncte, o primă repriză. Foarte, foarte frumoasă. Ce a fost, bre? Ce a fost frumos? Offside-ul la... Hai, Dinamo! Aliuță, dar tu unde ești, tati? Ești în mașină? În van. Ești în van? Nu, sunt în cameră, sunt în cameră. În cameră acum, băi, sunt... nu care... Nu, sunt în cameră, sunt în cameră. După ora 6-7, atunci ea pleacă la van. Băi, am reușit să văd meciul la fel ca în România, eu. Cum? Te-ai dus în România. Am intrat pe ăsta pe zi, pe telefon și pe telefon îl dă la fel ca în România. Nu, no, ai câteva secunde. Nu se poate, erai în urmă cu un minut erai. Mai când a dat gol, am scris gol pe YouTube și Dragoș a început să strige. Dragoș se bucurase de 2 ore. Înseamnă că tu te uiți pe Nokia 3310. Nu mă, îl vede și el pe Voio, nu ai totul. Băi, fraților, rugați-vă să nu facă asta schimbări, dar lui. Ferească Dumnezeu. Nu face o nimica. E, nu face că gândim noi, dar el la creierii lui. I-a plasat listuța la pauză, Nena Burcă. Bă, una peste alta am jucat frumos. Mijlocul a fost foarte bun, un Pavicic bun. Urcă să nu cumva să-l suni pe copii să-i dai schimbările nasoale. Exact. Un Pavicic bun, un Milanov care știe să dea o centrare. Asta înseamnă când stai sus. Când stai sus și nu-i lasi să joace. Da. Exact, nu le dai teren. Exact, nu le dai spații, nu le dai teren. Păi exact ce v-am spus eu, că îmi place foarte mult că nu le-am stat sus, ci le-am blocat mijlocul lor. E acolo sunt buni. Parcă văd pe Dinamo ca Real și Girona ca Farul. O, salutare, Laur Neagu! Vino, fierte, pregătit! Doamne ajută! Pregătit. Să-i batem cu 4-0? Păi da. Nu, băi, am zis, ai spus, Alex, ai zis că 2-0 se termină, ai văzut pe voi. Nu, eu când am dat pronosticul atunci am zis 1-0 pentru Dinamo. Mi-e frică de ultimele 20 de minute. Nu vă e frică. Nu vă e frică, că dă eu pe tardă și se întâlnă pe meci. A sunat Burcă să-l bage pe Grigore repriza a doua, să betoneze apărarea. Mesaj pentru Burcă!
Nu cumva să-i dai schimbările lui Copici nasoare, că te căutăm și o să te găsim. Să lasă în pace, să nu dea, să nu-i dea nimic, să nu-i dea niciun mesaj, nimic, să lasă în pace. Lasă-l în pace, că e bine. Pace pariu că începe cu schimbarea direct de la pauză. Băi, termină, mă, nu mai fi cu nebunel de asta. Bă, dacă... să dea Dumnezeu să nu aibă ceva Milanov, să nu aibă ceva Milanov, că altfel n-are vede ce, să schimbe nimita. Să-l schimbă pe Milanov. Milanov? Păi nu prea exact. Ai văzut că nu prea mai duce. No, se duce aia din camera VAR, doamna Cristina, și rezolvă pe Milanov la pauză. Da, zici cine faci, că băi, eu am zis. La camera VAR, tu ai zis, da? Deci e de bun augur. Da. Le miroase la ăștia păsărică și se duc acolo și de gol. Îți dai seama, o și epilata aia? Voi vă dați seama, acum lăsăm gluma la o parte. Voi vă dați seama că noi batem pe farul și blatul original al oilor cu farul. Nu mai vorbi înainte de că-i batem. Nu mai vorbi înainte că-i batem. La pauză și ne-am curățat. Aoleu, Doamne ferește. Cine vrea să-l bage pe Amzer în locul lui Bordușanu? Bunariu Marinci, că ne așteaptă play-off-ul. Bordușanu e bun acum în locul Amzer. Ți se pare că a jucat ok? Da. Okay. Da. Fugi cam încet, fugi cam nu știu, încet. Nu mi s-a părut. A venit de câteva ori și l-a sprijinit acolo pe Politic, iar i-a dat Politic niște pase destul de bune. Și a fost cam lent, cam încet acolo. Mai da, și s-a oprit repriza pentru a doua repriză. Să vezi ce scapă a doua repriză, să te uiți, centrează. Doamne ajută. Abdala gratează. Eu zic că dacă era Amzăr acolo, era mult mai mult pericol pe flancul ăla. Și da, da. Încă o chestie, dacă era în locul Abdala Gregorio, era mult mai... Bă, aia sunt mână moartă acolo, Popescu cu Larie. Da, dar vezi că Abdala are forță. Elefanți, așa. Greg nu are forță, Abdala are forță. Nu, eu zic că Gregorio e curentat pe ea, eu așa zic, nu știu, sper să intre în a doua repriză și să le dea curent. Nu știu, dar să nu-l scoate pe Politic. Nu, pe Abdalac să scoate, cum să scoate da. Pe la creierul lui Coche ăsta, mâine zbor. Lui Coche, aoleu. Mâine zbor, m-am uitat pe Vizan. Nu înțeleg ce nu joacă Amzar. Amzar nu joacă, că eu știu. Îl ține era, pentru... Te-a uitat Bocta, tata. Ce-a uitat Bocta? Îl ține pentru oțelul. Îl ține pentru oțelul, da. Nu știu, Gregorio avea o pâine de mâncat acolo între Larie și Popescu, e așa zis. Da, și Abdalac o dată, dar vezi că Abdalac joacă... Nu, Abdalac, ce face? Uitați-vă voi la, uite, să vă uitați așa la toată față, care a fost în repriza a întâi. Deci fii atent, el cum se demarcă, el scoate din centru de acolo, se duce lateral. Asta am văzut. Auzi, Robert, atunci de ce te uiți pe Digi? Nu prinzi Orange Sport? Orange Sport? Da. Uite, mă uit pe Digi. Îți dă mult mai devreme, Meti. Ba da, îl prindem. Vorbesc serios. Nu știu, mulțumim. Și sunt... Mulțumim, Leo. Doamne, ce gura da Vincovski ăsta. Mulțumim tuturor câinilor care ne urmăresc live, atât pe TikTok cât și pe YouTube. Noi facem Caterinca maximă, suntem în trei viteze, dragă, și pe viteza a doua, că voi sunteți pe întâia, voi sunteți acolo care sunteți în România, vedeți meciul în minutul respectiv. Noi, Dragoș îl vede defazat cu încă vreo 10 secunde și eu cu 30. Așa că suntem la trei viteze azi. Suntem în febraj. Mulțumim pentru sprijin. Hai mă că nu sunt, eu n-am cum să-l văd cu 10 secunde, că îl văd în timbreaz. Păi așa a zis, uite, când a dat golul, fii să spun o fază. Înainte să dea golul, mi-a scris aici Răzvan, pe YouTube, și a dat înaintea ta cu vreo câteva secunde, a zis gol. Înțelegi? Și după aia ai spus tu gol și am strigat și eu după 30 de secunde. Mulțumim, Codin. Dragoș n-a zis gol până nu a văzut faza de la VAR. Codin Drăgoi, mulțumim. Nu s-a văzut, a? Eu sunt de la cabina VAR, nu v-am zis. Eu validez gol. Eu am numărul Cristina și am zice. Bă, ce e important e că toate vitezele avem 1-0. Doamne, vedem finalul, ăla e finalul. Tibeg a apărut și el. Important e condiția fizică. Doar repriză, nu. Nu s-a mai copiat. S-a alergat mult prima. Da, condiția fizică, exact. Hai că v-a pus, uite, Bogdan Claudiu v-a pus un cufăr pe TikTok. Haide, dați-mi un cufăr acolo. Hai, cu tap-tap. Robert, da. Dacă păstrăm același joc, să aglomerăm centru, să nu le dăm spații în mijloc, nu ne bate. Acum mijlocul l-a ținut bine, dar fii atent. Nu ne bate, n-au cum. Nu prea mai țin telescoapele, așa am văzut.
Mie mi-a Patrick la viteză e luat din toate părțile. A bătut cornerul, a bătut lovitura liberă. Nicu, saltare. No, Patrocle e lent rău, Patrocle. Patrocle e lent. Bătrân, cine e, Patrichie? Da. Patrocle, Patrocle. Nu mai faceți mișto de omul care e de bază acolo. E cam lent, e cam lent, e cam lent. E moșar, mă, ce să fac, are 37 de ani. Dar să-l bage când intră între atâta poate, atâta poate. Dacă îi dă între buci cu puțin ardei iute, știi cum alergă? Bă, nu vreau să mai spun. Să-i am buci ardei iute. Doamne, doamne. Să dăm repede gol în primele 5 minute. Mă, deci acum ce putem să concluzionăm? A plecat Lucas și deja conduce cu 1-0. Înseamnă dacă... că el era veriga slabă? Dar am plâns 3 zile după Lucas. Nina mai mâncat 3 zile. Eu, Alex, eu și acum plâng. Și dacă batem asta, nu înseamnă că nu ne fură arbitrii. A, bă, terminați, că îi criticăm. Când vreodată arbitrii să fure pe din acum, ascultați-mă. A ciupit el așa, cât un pic, cât un pic, pe acolo, dar nu pot să zic nimic de Băsan, adică dacă vrea... Dar nici care timp. ...în care am dat noi goli. Nu știu, eu acum totuși cred eu că acolo era pâine de mâncat. Pe partea, pe stânga noastră, dreapta farului. Politica a avut niște incursiuni pe acolo și n-a... I-a dat lui Bordușanu și ăla era lent. A căzut de două ori, a centrat neinspirat. Nu e, acolo era pâine de mâncat. Amzar trebuie acolo. Îți am zis că trebuia să tragă la poartă, nu putea spate lui Amzăr. Auzi, da, Tibor Selimeș nu e liber de contract? Cine? Selimeș? Da. E liber, da, luăm secund și pe el, că avem o armată de secunzi. Țărmăluță e dus, nu are energie. Băi, apărarea s-a ținut, e ok. Să fie, uite, Dumnezeu cu noi și tot așa să fie. S-au dublat foarte bine. Au avut o lovitură de cap, Robert. Măi, a închis și linia de mijloc a fost coață acolo. A făcut o linie de mijloc bună acolo. Și încă o fază vă zic eu acum, omul de bază care l-am văzut e cel mai important din repriza asta, adică doi sunt. Naore la recuperare foarte bine a ținut mijlocul acolo și Milanov ăla. Milanov. Bine, Moura, eu sunt obișnuit cu el, cu travaliul ăsta, dar nu a avut realizări. Moura n-ai, ce să-i cer? Mie mi-e frică când văd mingea la Golubovici. Mie mi se pare, cel mai mult îmi place că închid jocul în centru acolo, exact cum a spus și Dragoș. Când închid mijlocul, acolo e cheia. S-au dublat foarte bine, frate, s-au dublat foarte bine. Acolo e cheia, că nu apare la fapt. Uite ce cea mai bună schimbare e că nu joacă Ilicu și e suspendat. Așa e, Laure. Și să nu tragă de la distanță. Exact. Pentru că Ilic nu se adaptează la jocul care l-am zis. Am zis, m-a surprins plăcut faptul că nu le-am dat spații, pentru că dacă le politic, dăm la... Politic, da, la se mișcă dezinvolt, dar de la politic avem pretenții, mai mari pretenții avem. În momentul în care nu i-a mai închis la mijloc, au avut și alea câteva acțiuni, că în rest i-am obligat să dea mingi lungi la bătaie, care să pierd oricum. Budescu e periculos și într-un picior. Da, așa e, periculos Budescu, n-avem ce să comentăm. Știe să scoate faultul nenorocitul. Măi, cu farul e greu, stați un pic, e greu, asta e, deocamdată suntem în cărți, e ok. Conducem cu 1-0 e foarte bine. Doamne ajută să acum să... Nu prea mai condus noi cu 1-0. La Paul. Am mai condus cu 1-0, dar ne egalau 5 minute. Da, ne conduceam, dar într-adevăr, ce zice Dragoș, și într-un minut, două, gata, era 1-1. Pavicici s-a mișcat ok, dar mi-a plăcut foarte mult... Milanov a fost bun. Mi-a plăcut Milanov. A văzut și ce pas și ce centrări dă Milanov. Voi nu vedeți așa, voi uitați la ăștia care au realizări tehnico-tactice, care centrează. Dar cine face jocul acolo la mijloc e ăla, negrice ăla, slăbănogul ăla, Schijă. Schijă a alergat bine și a închis jocul perfect. Și Homao joacă bine, Nu mi-a plăcut, a avut niște ezitări. Eu am văzut niște pase greșite până centru. Da, ok, se țin bine. Doamne ajută să fie toți ok. Bă, n-a fost rău. Niciunul n-a fost rău. Mi-au plăcut toți de la mijloc și spun de ce mi-au plăcut toți de la mijloc. Pentru că, ți-am zis, au reușit să blocheze arma. Naore, zice lor la Rafaelor. Naore. Edi Naore. Nu contează, și Giugiuca poate să-i zică, nu mai joace bine. Mă, hai, hai că intrăm. Gata, hai, au intrat pe teren. Hai, gata, că s-a dat legătura. Răzvan, că Naore zice că e un Pogba mai slab.
E să vezi ce gol dă Gaură. Uite, la mine s-a dat legătura, gata. Nu mă, și a jucat, Renu s-a jucat și profesional. La mine, și la a jucat la mine. Profesional. Ești pe Orange, Iliuță, ești pe Orange? Aliuță, te uiți pe Orange da. Sport? Da. Nu, sunt pe telefon, pe Prima Sport. Da, pe tot una e, Orange Sport, Prima Sport, tot una e. Păi și cum, Orange Sport? Da, da, că dacă dau pe Digi, dacă dau pe Digi Sport e în urmă cu un minut. Da. Nu că știi de ce. Hai uite, acum intră jucătorii pe teren, gata. Dăm pase la mijlocul terenului. Regele i-a băgat pai lui la cabine. Fraților, ne trebuie divinitate, ne trebuie ajutor divin. Nu, nu, să jucăm cu sufletul. Doamne ajută, cu sufletul, dacă jucăm cu sufletul îi batem. Le mai dăm două. Nu, și așa să rămână, nu mai se termină așa. Da, nu contează, și așa, vorba ta. Și că la mine, la mine e minutul 60. Eu uimă pe lin, da. Ești mare figură, Poder, face regele schimbări, bă, la băgat. Băi, tu dă-i bătaie comentariu, nu te prostii, că tu ești talismanul. Vezi că nu te juca. L-a scos pe Boli și l-a băgat pe Gane. Fii atent că a scos un fundaș, a scos regele un fundaș și a băgat un mijlocaș ofensiv de dreapta. Stai liniștit că Gane ăla e praf, ăla mai dă un autogol, cum a dat și cu oile. Hai că am dat două băieți, hai că am început meciul. Să fie Bunuțul alături de noi și să ne apere. 1-0 se termină. Să nu facem greșeli la început, dacă trec 10-15 minute din repriza a doua și a degajat-o, dar loc turnaut, e bine, avem mingea, suntem la noi. I-am trimis un e-mail doamne, doamne și Ains acolo, să țină cu Dinamo în seara asta.